Bună! Eu sunt Smanda Maria Bârcă, sunt elevă în clasa 11-a și învăț la această școală de la KG2. Părinții mei au ales această școală pentru că oferă un sistem educațional alternativ celui românesc. De asemenea, ei s-au gândit că îmi va fi mult mai ușor mai târziu să învăț în străinătate, deoarece școala este predată numai în limba engleză. Haideți să mergem la clasa 1 să vedem ce învață ei acum la ore. Hello. 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 Say hello, children. Hello. Let's see. Plus and minus. And here we have a light bulb. Yes. If this circuit works, the light bulb will light up, of course. Oh. It works. It works. Aceștia sunt copiii de la clasa 1 și, după cum se vede, au o oră de circuite electrice. Îmi amintesc și eu cu mare plăcere prima mea zi de clasa 1, în care cu mare emoție am intrat în clasă, dezlipindu-mă de cuibul de acasă. Cel mai mult îmi plăcea faptul că era promovată creativitatea. Desenam foarte mult, învățam origami, făceam mai multe creaturi din foi. Noi acum i-am cunoscut pe elevii de la clasa 1A. Haideți să mergem să-i cunoaștem și pe cei de la clasa 1B. Tomorrow, if you go to school, you will turn into a real boy. A real boy at last, said Pinocchio. Thank you. I will have a party for all the boys at school. Acum să mergem la clasa 3-a, unde au oră de franceză. Acum de la copiii mari trecem la cei mici, înainte să se ciufulească. Hello, miss. În zilele ploioase veneam aici și am învățat să fac tumba, am învățat să stau în cap și îmi amintesc că aici am făcut primele mele ore de gimnastică și aici am reușit să mai slăbesc și să mă relaxez după orele foarte solicitante. Hi, welcome to UK Study, and we're part of Cambridge School of Constanza, and my colleague Andrea is going to tell you more about what we do. Vă așteptăm în momentul când sunteți pregătiți pentru a face înscrieri la universitățile din toată Europa, inclusiv Marea Britanie. Suntem alături de voi în tot ceea ce presupune procesul de înscriere, instalarea acolo, inclusiv suport pe toată perioada studiilor la universitate. Vă așteptăm! Sper că v-a plăcut turul școlii și vă așteptăm să fiți colegii noștri. De asemenea, aș vrea să spun că sunt foarte bucuroasă că fac parte din această școală și că am fost instruită de profesor cu experiență și că acesta este un mediu extrem de sigur, prietenos și familial. De asemenea, aș vrea să spun că toate amintirile mele au fost formate în această școală, copilăria, adolescența mea și îmi va fi foarte greu să părăsesc școala la sfârșitul clasei a 12-a. Așa că vă așteptăm și sperăm că o să fim colegi. Noi, ca și școală internațională, am lucrat până acum pe un curriculum armonizat român și britanic, având ambele acreditări, atât ale Ministerului Educației Naționale, cât și ca
și Centrul de Examinare a Universității Cambridge. Asta însemna pentru noi o predare integrală în limba engleză, de la grădiniță până la liceu. Și se finaliza cu diploma Advanced International Certificate of Education, oferită de Universitatea Cambridge, care poate fi echivalată foarte ușor cu bacalaureatul românesc de către Ministerul Educației și Cercetării. Însă, din anul școlar următor, ne-am gândit să deschidem mai larg porțile și către bacalaureatul românesc și asta înseamnă că vom avea clase paralele în care predarea va fi integrală în limba română pentru a ușura astfel parcursul acelora dintre elevii noștri care doresc să se orienteze 100% către bacalaureatul românesc, astfel încât alegerea lor să fie una mai simplă. Ca și profesor, din punctul meu de vedere, e mai challenging să predai matematică, eu fiind profesor de matematică, să predai matematică în limba engleză decât în limba română. Dar pentru noi e mai important ce-și doresc elevii, e mai important parcursul lor să fie unul continuu, frumos și de succes la sfârșit.